Hristos, Mântuitorul Lumii, a primit de bună voie umilința, pătimirea și răstignirea pe cruce, ca prin smerenia sa dumnezeiască și iubirea lui nemărginită să ne dăruiască învierea și viața veșnică. Hristos a luat asupra sa toate păcatele oamenilor și s-a răstignit pe cruce, spălându-le cu sângele său cel dumnezeiesc. Iar cu moartea sa pe moarte călcând, ne-a izbăvit de frica morții și de osânda iadului. Maica Domnului, apostolii și mironosițele femei primesc de la Mântuitorul înviat din morți a treia zi mesaj de bucurie, de pace și de curaj. Îndrăzniți, am biruit, bucurați-vă și nu vă temeți. Sunt primele cuvinte adresate celor apropiați de către Mântuitorul și prin ei întregii umanități. Hristos, cel înviat din morți, adună sub brațele sale dumnezeiești, răstignite și rănite de iubire, întreaga umanitate, pe săraci și pe bogați, pe drepți și pe păcătoși, pe împărați și pe oamenii de rând, fără deosebire. El eliberează pe cei din veac adormiți din temnițele iadului și îi dăruiește tâlharului de-a dreapta mărturisitor pe cruce raiul într-o clipă, iertându-i toate păcatele și arătându-i iubire fără de măsură. Cu bucurie multă și recunoștință veșnică să ne facem mărturisitori a învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trăind în lumina cea dumnezeiască ce învăluie acest mare prasnic, lumină pe care să o păstrăm în viața și familia noastră, să o răspândim în lumea în care trăim, alungând întunericul păcatului și al necredinței dintre noi și devenind ca și apostolii și mironosițele femei, împreună cu toți cei din neamul nostru și din lumea întreagă, mărturisitori a învierii Domnului Hristos, Salvatorul omenirii și Mântuitorul lumii. Vă dorim sărbători sfinte pline de lumină și binecuvântare cerească și rugăm pe Hristos cel înviat din morți să vă dăruiască bucuria cea negrăită pe care au avut-o Maica Domnului, Sfinții Apostoli și Mironosițele Femei când l-au văzut pe Hristos înviat din morți. Hristos a înviat!